Atenție la hoții online! Internetul este safe-ul nostru virtual de date personale, dar sunt din ce în ce mai numeroase cazurile de hacker care fură informații sau care distrug sisteme IT din pură distracție. Le este chiar ușor să facă toate acestea, având în vedere lipsa de educație a românilor în materie de securitate online. Proaspătul atac informatic asupra bazelor de date ale unei clinici private, faptul că numai anul trecut au fost deschise peste 1300 de dosare penale pentru infracțiuni informatice și statistica conform căreia ne situăm în top 10 FBI în materie de infracțiuni online, ar trebui să ne facă mai precauți. Atacurile informatice nu sunt o noutate, o premieră în România. Pot să vă spun că procurorii DICOT încearcă și reușesc soluționarea cu celeritate a tuturor acestor cazuri. Până să ajungem la justiție, ne putem proteja și singuri. Adesea ne alegem parolele pe internet astfel încât să le reținem cât mai ușor. Cele mai comune parole în statisticile companiilor de securitate a datelor sunt banalul I love you, simpla combinație de cifre 1, 2, 3, 4, 5, 6 sau chiar cuvântul parolă. Specialiștii în IT recomandă însă o strategie diferită în alegerea cifrului online. Parola niciodată nu trebuie să fie o parolă ușor de ghicit, gen data nașterii, nume, prenume. Pentru performanță maximă, parola este case sensitive, deci recomand 1-2 caractere mari. Așadar, contează mărimea și diversitatea. Conform statisticilor, unui hacker i-ar lua doar 10 minute să spargă o parolă de 6 caractere. Dacă o scriem cu majuscule, îi îngreunăm treaba și îl ținem ocupat pentru vreo 10 ore. Numerele și simbolurile în parolă îi dau bătăi de cap pentru 18 zile. O parolă imposibil de spart conține 9 caractere, între care majuscule și simboluri, și nu este un cuvânt de sine stătător în dicționar. Și linkurile trimise de prieteni pot constitui capcane. Aș recomanda folosirea unui antivirus cu parte de firewall activată. Sunt anumiți antivirus care reușesc să cripteze conversațiile care se fac pe Messenger-uri. Și precauție de fiecare dată când ne logăm pe un calculator comun sau pe o rețea publică de wireless.